Explicit numită Ialomița. Acest om îl subliniază ca pe o incantație. Despre această incantație ne pomenește Platon în dialogul atunci când predă dialogul despre înțelepciune dintre Socrate și Camilles. Eu, Socrate, am învățat această incantație acolo în oaste.
arbore de vieți, în cătătura deosebită a acestor locuri, ea atras de-a lungul timpului atât pe daci, cât și pe primii creștini călugării care se aflau în căutarea în singură și a unui loc de rugăciune departe de pomul lume. Se spune că în creșterea Ioanuței a focosit și apostolul Andrei, unul dintre cei doi sfânti apostolul Andrei, Iisus Hristos, cel trimis să creștineze România. Tot aici trăiau să naște adevărați cristici ai României, între în secolul al XV-lea. Este păstrată de o pisanie scrisă pe peretele sud al grotei, la o înălțime aproximativ 15 metri. Aici se relatează, făcut acest tip de copadiote, Ion Baltar și ieromonacul Gheronție. Urmează un rând și jumătate șters de ploi, 1819. Mai jos, sub pisanie, la stânga este consemnat. De când am servit la schitul Peștera, la leatul 1861. Ieronim, ieromonacul, cu multe scârbe, pentru păcatele mele. În anul 1940, schitul a ars din nou, fiind refăcut între 1940 și 1942 de ieromonacul Mihail Bădilă. În anul 1940, schitul a ars din nou, fiind refăcut între 1940 și 1942 de ieromonacul Mihail Bădilă. În 1961, pe 20 aprilie, și zbunirii din cinci la de la Plăbesei, schitul a ars definitiv. A fost refăcut în 1993. În 1937, această minune de schit este așezată acolo special în parte pentru a primi lumina necesară pentru îndeplinirea evenimentului. Tot așa la cuvântarea, miracolele se încățișează unul câte unul în fața ochilor. Și lucrurile nu s-au face, pentru că o viață neștiută și sperată.
creșterea Ialomiței are o dezvoltare cumulată de 1128 de metri, dintre care doar 450 sunt accesibili și angajați pentru vizitare. Intrarea este orientată spre est, iar gura creșterii sub formă de semifiță are o înălțime de 20 de metri și o lățime de 16 metri. Temperatura creșterea oscilă între 4 și 7 grade. Da, avem casca, acum am înțeles. Chiar și eu care nu suntem în urmă. Și asta pentru a veni în întâlnirea turiștilor. Și mai mult, știți, în drumul nostru spre altar, pe puntea montată pe lângă peretele din Iarca, putem admira nestingerit structura calcarului din peretele strâmbos. Cordeaua este aproape de a fi și corona. Cordea, corona, 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 cor